Țepele imobiliare nu iau vacanță. O rețea care a păcălit zeci de români să dea avans pentru casă și apoi a lăsat fără bani și fără apartamentele promise în centrul capitalei era condusă de o avocată celebră. Din grupare ar fi făcut parte și sora fostului ministru de interne, Carmen Dan. Cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore. Și iată și reacția fostului ministru în exclusivitate pentru Observator. Rețeaua era condusă de avocata Irina Teodorescu, exclusă din barou în 2016, după ce a escrocat cu zeci de mii de euro pe Anastasia Soare, regina sprâncenelor, una dintre cele mai bogate femei din lume. A fost atunci condamnată la 6 ani de închisoare. Noile fără de lege erau făcute conform anchetatorilor în complicitate cu Cristina Stan, sora fostului ministru de interne, Carmen Dan. Nu pot să vă spun în care este părâsă, ci tot ce confirm este că, într-adevăr, este vorba de sora mea. A fost avea declarații, mi-a explicat că a avut niște convorbiri telefonice, dar că nu are absolut nicio implicare. Schema era extrem de simplă. Membrii rețelei prezentau imobilele, apoi convingeau potențialii clienți să le cumpere, cereau avansul și reușeau să nu semneze niciun act doveditor. Ultima lor client a decis că nu va rămâne cu paguba. Femeia păgubită plătise 8.000 de euro avans pentru un apartament în centrul Bucureștiului, zonă în care prețurile pentru astfel de imobile ajung la 150, chiar 200 de mii de euro. Când a înțeles că nu se va muta niciodată în acest apartament, dar nici că își va primi avansul înapoi, a decis să meargă la poliție. Cele două femei, avocata și sora fostului ministru de interne, au fost reținute pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și complicitate la înșelăciune. Procurorii încearcă acum să stabilească câte victime a făcut rețeaua. Specialiștii recomandă să nu ne grăbim atunci când vrem să cumpărăm un imobil. Banii se dau la notariat, se dau la antecontract, când facem avans, când se dă un avans sau se face vânzarea directă. Avocata și complicea ei riscă până la 5 ani de închisoare. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.